Bună ziua, mulțumați agricultori, mulțumați cetățeni. Astăzi venim cu informații de interes extraordinar pentru toată agricultura din Republica Moldova. Aș vrea să încep în primul rând cu o informație despre care cunosc, dar aș vrea să reiterez informația de la AIPA. Vorbim despre Asociația Producătorilor de Lapte, crescătorul de vaci de lapte, cum cunoaștem foarte bine, din data de 4 martie până în data de 15 s-a deschis măsura de subvenționare. Este a doua oară când noi plătim la kilogramul de lapte. Este vorba despre lunile iulie 2023, decembrie 2023. Din informația avută de la doamna director interimar de la AIPA, cunoaștem deja că avem cereri de subvenționare în valoare de până în 7 milioane de lei. Deja sunt depuse, chiar dacă s-a deschis măsura din 04. Pe această cale informez agricultorii care au ferme de vaci de lapte și corespund cerințelor acestei măsuri de la IPA să depună dosarele pentru a putea beneficia de această măsură extrem de importantă. Este vorba despre 3 lei la litru de lapte. Este într-o premieră absolută când în Republica Moldova este scos în evidență atât de mult acest sector extraordinar de important pentru asigurarea securității alimentare a Republicii Moldova. Noi cu toții cunoaștem că, din păcate, de-a lungul anilor, acest sector, care este practic o parte componentă a unor număr extraordinar de mare de lanțuri valorice pentru a aduce plus valoare agriculturii din Republica Moldova, a fost adus în derizoriu, ca să nu spunem că a fost distrus în totalitate, s-a ajuns până la 5.100 de vaci, cunoaștem cu toți această cifră magică de cădere totală, mai jos de 5.100 însemna deja lipsa totală a sectorului zootehnic în Republica Moldova. Astăzi avem peste 14.000 de vaci în fermele din Republica Moldova. Toate cifrele sunt despre ferme și condiții unde sunt persoane juridice. Și când se va finaliza pe data de 15.04, atunci vom ieși cu un anunț foarte clar cât lapte s-a produs în condiții de fermă în 2023 în Republica Moldova. Pentru că după datele noastre estimative, noi avem o cantitate de aproximativ 44.000 de tone, dar repet, această cifră o vom cunoaște în totalitatea sa până la virgulă, după data de 15.04, când se va finaliza procesul de depunere a tuturor cererilor de subvenționare. Pe această cale facem un apel către producătorii de lapte din Republica Moldova, apelăm pentru a primi subvențiile bine meritate și mult așteptate de către noastre. Deci este vorba despre un pachet de documente pe care dumneavoastră îl cunoașteți, exploatațiile trebuie să fie în mod sigur certificate și trebuie să aibă autorizații sanitare veterinare de la ANSA, animalele trebuie să fie toate înregistrate în registru, trebuie să fie trecut prin procedura de crotalizare și în mod obligatoriu trebuie să fie membru unei asociații profesionale de profil. Să știți că de-a lungul acelor 2 ani de când sunt la minister am văzut rezultatul și efectul asocierii agricultorilor în asociații profesionale. Practic, rezultatele pe care le atinge Republica Moldova în model de producere, atât pe intern cât și producere și export pe extern din Republica Moldova, se datorează în exclusivitate muncii efectuate de către agricultorii care s-au asociat în asociații profesionale. Plus valoarea de la asociere este absolut extraordinară. În 22 producătorii de prună de-abia vindeau cu 2,50 lei, 3,50 lei, 3 lei, 5 lei maxim pruna. Anul curent cei care au fost asociați au vândut-o cu 11 lei, 10 lei prin intermediul asociațiilor de profil. Ne mai vorbim despre struguri, 22 în toamnă, 2,50 lei, 3 lei. Anul curent 27-20 de lei erau prețul la struguri cei care s-au asociat. Cei care în continuare sunt în afara oricărei asociații profesionale continuă din păcate să fie în afara acestor prețuri extraordinar de importante pentru producția lor și nu e problema atât în calitate cât în faptul că ei nu fac parte din aceste asociații, nu pot garanta niște lucruri extrem de necesare pentru a putea fi exportată marfa. Dar eu am ferma convingere că în 24 o să vedem un proces și mai amplu de asociere a agricultorilor care au rămas în afara asociațiilor de profil, pentru că este vorba despre munca lor și despre plus valoarea care o aduce asocierea în cazul asociațiilor de profil.
Asociațiile de profil le puteți găsi, mulți stimați colegi, pe pagina Ministerului Agriculturii și noi vorbim de asociații de profil profesionale. Ele sunt foarte înguste pentru că problemele agricultorilor sunt foarte diferite și ele depind de ramura. Eu nu cred în asociații despre tot. Atunci când este despre tot, în realitate este despre nimic. Și atunci când este strict îngust profesional, atunci este despre productivitate, este despre dezvoltare, este despre rezultate, este despre împărtășirea cu cunoștințe a unor care au reușit pentru agricultorii care reușesc mai puțin pentru moment. Și mediul lor profesional este extrem de poprice pentru o dezvoltare continuă. Și lucrul ăsta l-a demonstrat. Am ajuns locul întâi în Europa la exportul de prună în 2023. Repet, în exclusivitate datorită muncii agricultorilor asociații în asociații profesionale. În exclusivitate. Efortul lor conjugat, comun, profesionist. Și a fost, din punctul meu de vedere, un model de funcționare perfect atunci când unul care este mai mic, care nu are capacitate de a ajunge pe piața din Uniunea Europeană, care este destul de complicată pentru un agricultor simplu dintr-o regiune să ajungă pe acea piață, asociindu-se în rând cu toți, formând loturi de marfă, practic au ajuns să cucerească la propriu Europa în 2023. Asta înseamnă efortul conjugat de asociere al agricultorilor. Asta înseamnă. Și asta vom promova în continuare. Eu înțeleg că noi suntem în fază incipientă în modelul de organizare și de asociere. Înțeleg că se opune o rezistență majoră pentru că venim dintr-o perioadă până în 91 comunistă în care foarte multă lume a fost colectivizată și practic modul de creare a celor colhozuri a fost una, din punctul meu de vedere, nu bazată pe principiile și interesele economice, dar extrem de politizată și lucrul ăsta a dus la efecte negative în timp. Dar, repet, experiența țărilor unde agricultura este extrem de prosperă și vorbim Olanda, Germania, Austria, țările din Uniunea Europeană, absolut toate au agricultori asociați în grupuri de producători, în cooperative și în camere agricole. Deci, la această etapă eu vreau să vă informez și să ajung la ceea ce a fost votat astăzi de către guvern și va fi remis către Parlamentul Republicii Moldova pentru a fi votat. Este vorba despre, din punctul meu de vedere, un model revoluționar, de revoluționare a agriculturii din Republica Moldova pe dimensiunea asocierii. Nu mi-e frică să spun cuvântul revoluționar, pentru că crearea camerelor agricole înseamnă stoparea distrugerii, nimicirii și degradării agriculturii din Republica Moldova și procesului lor de creștere și dezvoltare. Deci, eu nu mi-e frică să spun aceste cuvinte, pentru că am văzut cum arată agricultura din statele unde sunt asociații, unde există aceste camere agricole, unde există cooperative, unde există relații profesioniste între agricultori. Și din acest considerent eu consider că camerele agricole, anume lucrul ăsta înseamnă și ăsta îl simbolizează. Proiectul de lege despre care voi vorbi înainte este în totalitatea sa inspirat din Austria și a fost efectuată o deplasare din partea Ministerului Agriculturii, mai puțin prezenți, dar au fost de la asociațiile profesionale de agricultori. Delegația a durat probabil 7 sau 10 zile în constituite din agricultori care au vizitat camerele agricole și oamenii, agricultorii, fermieri din Republica Moldova care au participat, fiind ei însăși agricultori și asociații în asociații de profil, au conștientizat importanța acestui gen de asociere. Deci, în primul rând noi vorbim că camerele agricole reprezintă organizații profesionale autonome, apolitice și non-profit. Și non-profit. De ce autonome? Să fii membru a Camerei Agricole poți numai dacă ești agricultor. Să ajungi în fruntea Camerei Agricole poți numai dacă ești votat de alți agricultori. Niciun fel de implicare a niciun fel de structuri politice sau guvernamentale. Sub nicio formă. Deci este o formă autentică de organizare profesională a agricultorilor din Republica Moldova. Este premieră absolută și lucrul ăsta, cu siguranță, în termeni medii și lungi, dacă să vorbim, va aduce la o dezvoltare armonioasă și sustenabilă a agriculturii din Republica Moldova. Și cel mai important lucru, uniformă. Și cei mici, și cei medii, și mari, toți
vor beneficia în urma organizării o astfel de camere de agricole. Beneficiile. Trebuie să asigurăm o cooperare eficientă și un dialog permanent între factorii decizie și fermieri. Deci cu toții am observat că atunci când nu există asociații profesionale, este foarte greu la nivel de minister să ajungi la fiecare agricultor să vorbești cu el despre oportunitățile pe care le are în model de subvenționare, despre actele legislative și despre multe, multe alte lucruri. Aceste deficiențe noi le-am văzut inclusiv și acum câtva timp în urmă, când agricultorii care au avut acces limitat sau deloc la informații nu au putut beneficia de foarte multe lucruri. Am avut aici la Ministerul Agriculturii agricultori din Florești care erau eligibili pentru a primi subvenția din partea statului din cele 200 de milioane suport pentru diferența de preț la cerealele din toamna anului 2022 semănate și nu au beneficiat. Deci agricultori care au pierdut în jur de 150.000 de lei, bani pe care statul i-ar fi dat și ar fi un suport pentru el, el nu a beneficiat de el. Aici în fiecare zi la Ministerul Agriculturii vin agricultori, inclusiv din sudul Republicii Moldova, care nu pot beneficia de foarte multe lucruri pentru că nu sunt informați. Am fost la Hâncești, iarăși agricultorii nu sunt informați, nu cunosc, pentru că oamenii, în marea lor majoritate, când vorbim despre fermieri, muncesc zi și noapte pe rupte. Nu au cum decât numai în cadrul unei asociații profesionale sau în cazul dat a unei camere agricole să primească informația cap-coadă despre ce poate el avea în materie de suport din partea statului. Lucru care nu se întâmplă astăzi. Mai ales că faza de organizare a asociațiilor profesionale, ea este în proces, dar încă foarte puțini agricultori sunt prinși în aceste asociații profesionale, din păcate. Încă foarte puțini. Deci, noi vorbim despre două dimensiuni ale Ministerului Agriculturii, pe care Ministerul Agriculturii le va susține în continuare cu vehemență, este crearea Camerei Agricole și asociațiile profesionale. Ulterior, din aceste asociații profesionale și tot așa, adică practic conștientizând importanța asocierii ulterioare, noi vorbim despre crearea grupurilor de producători, cooperativelor și multe alte lucruri. Dar la faza inițială noi vorbim despre camerele agricole și asociațiile profesionale. Două identități juridice care aduc plus valoare pentru agricultorii din Republica Moldova. Noi vorbim și despre consolidarea capacităților de absorbție de către fermieri al noilor tehnologii, a instrumentelor disponibile, precum și a fondurilor de sprijin destinate dezvoltării agriculturii, mediul rural și a infrastructurii, ceea ce am spus eu mai înainte. Mai mult ca atât, începând cu procesul de aderare și cu pregătirea în procesul de aderare, vor ajunge în Republica Moldova fondurile de preaderare. Credeți-mă că modelul de a face un proiect pentru a beneficia de susținerea din partea fondului de preaderare este una extrem de complicată. Și lucrurile astea nu va permite unui număr foarte mare de agricultori care sunt eligibili să beneficieze de aceste prevederi. Dar ne beneficiind de aceste ajutoare din partea de aceste subvenții sau suporturi din fondul de preaderare și inclusiv din fondurile noastre naționale, agricultorii nu vor putea să-și fortifice, să-și dezvolte afacerea și să-și o pregătească pentru procesul de aderare. Deci, lipsa competenților și lipsa posibilităților de a fi într-o formă instituțională care să te ajute gratuit pe membrii camerelor agricole, gratuit să-și facă proiectele pentru a beneficia de fonduri de preaderare și inclusiv fonduri de la IPA, va duce la prejudicii majore și vorbim despre fermieri de familie și vorbim despre mici și microproducători agricoli, care nu toți au capacitatea să țină la firma lui un jurist sau un economist care să-i facă aceste proiecte. Lucrurile astea sunt toate în detrimentul lui. Lipsa camerelor agricole este în detrimentul agricultorilor din Republica Moldova. Evident că va spori gradul de pregătire a sectorului agricol pentru aderarea la Uniunea Europeană prin transmiterea celor mai reușite modele de organizare sectorului agricol conform politicii agricole comune. Se va crește nivelul de pregătire și cunoașterea fermierilor prin asigurarea accesului acestora la servicii de consultanță, consiliere agricolă și formare continuă. Unul dintre principiile de bază a unei agriculturi de succes sună în felul următor. Cât muncești în agricultură, atâta timp înveți. Altă modalitate nu există. Noi avem țări precum Olanda, țară agricolă, în care nu poți deține teren,
Nimai vorbind că ați face o afacere în agricultură dacă tu nu ai studii. Adică componenta educațională este una extrem de importantă. Și când vorbim despre necesitatea consultărilor, eu cred că nu există astăzi niciun agricultor în Republica Moldova care nu ar conștientiza cât de important pentru el sunt aceste consultări. Iarăși, consultări de care vor beneficia membrii Camerelor Agricole gratuit, organizate de Centrul Național de Consultare în Agricultură, organizat pe Ministerul Agriculturii, și care vor face parte componentă din fiecare din cele 10 camere agricole care vor fi constituite pe teritoriul Republicii Moldova. Toate făcute în suportul agriculturii din Republica Moldova. Vorbim despre schimb de cunoștințe, vorbim despre servicii de consultanță agricolă și toate legate de domeniul agriculturii. Eu vreau să spun că la etapa actuală, în ceea ce privește dosarele depuse la IPA, dacă vorbim despre numărul de agricultori, noi vorbim în jur de 6.800, 7.000, 8.000 beneficiari a subvențiilor, adică cei care au depus la subvenționare. Numărul agricultorilor, în realitate, mai ales după ce va fi finalizat și votat în a doua lectură legea gospodărilor țărănești, ei vor fi redenumiți în ferme de familie, și cu plafonarea activității non-profesionale și identificarea noțiunii de activitate non-profesională în agricultură, eu cred că va crește vertiginos, anume numărul fermelor de familie. Și aceste ferme de familie sunt agricultori cu 2 hectare, 3 hectare. În vara anului trecut am fost în Hâncești și m-am întâlnit cu agricultori care au 1 hectar, 2 hectare de viță de vie. N-au nici cea mai mică noțiune de înțelegere a proceselor de vânzare a produselor sale. Și acești cetățeni care muncesc zi și noapte în acel hectar, 2 hectare, nu pot beneficia și nu beneficiază astăzi de absolut niciun suport din partea statului. Dar niciun suport din partea statului. Și atenția Ministerului Agricultură nu este orientată numai spre acești 6.800 care astăzi sunt în listele de la IPA și beneficiază de diferite scheme de suport. Dar noi vorbim de acei mii care astăzi nu au nicio formă juridică, care fac agricultură și o fac o agricultură de subexistență. Și ei ar trebui să beneficieze de programe țintite din partea statului pentru dezvoltarea afacerilor lor, pentru că ei fac agricultură și pentru că ei, conform noi legi, beneficiază de statut de fermă de familie. Și activitatea lor este extrem de importantă pentru reziliența și rezistența statelor noastre în fața imigrației populației noastre. Și din acest considerent, crearea camerelor agricole este o parte componentă în exclusivitate în majoritatea cazurilor pentru aceștia micro și mici, care astăzi nu beneficiază sub nicio formă de suport din partea statului, nici consultanță, nici de măsuri de subvenționare, nici de măsuri de suport. Lucrul ăsta urmează de a fi modificat și schimbat. Și lucrul ăsta poate fi făcut prin camerele agricole și acești micro producători agricoli, pentru că agricultura se împarte în două tipuri. Cei mai mici, evident, sunt fermele de familie. Ei sunt cei mai mici. După care este așa numită activitate agricolă comercială. Și aici se împart conform legii contabilității în micro, mici, mijlocii și medii, reieșind din rulajele pe care le au. Măsurile întreprinse de subvenționare din partea statului trebuie să fie orientate spre fiecare separat dintre ei ca să-și aibă efectul economic de durabil dezvoltare, sustenabil dezvoltare și existență în timp a agriculturii din Republica Moldova. Cum vor funcționa aceste camere agricole? Camerele agricole vor fi arondate teritorial în 10 regiuni ale țării și vor replica locațiile unde avem astăzi AIPA. Este vorba despre Chișinău, Orhei, Ungheni, Florești, Edineț, Hâncești, Cahul, Căușeni, Bălți și Cămrat. În aceste 10 locații noi vom avea camere agricole cu sediile lor. Aspectele de finanțare ale acestor camere agricole. Activitatea camerelor agricole va fi finanțată din următoarele surse. Cotizația de membru al camerelor agricole, serviciile de consultanță și sau asistență prestate contra cost, donații și sau sponsorizare, inclusiv din partea partenerilor de dezvoltare. Camerele agricole vor putea beneficia și vor putea atrage de sine stătători pentru că ele vor avea persoană juridică, subvenții și suport din partea structurilor internaționale, inclusiv și celor din Uniunea Europeană. Alte surse neinterzise de lege și din partea statului, evident, iarăși vorbim despre bani din partea statului. Calitatea de membru. Membru al Camerelor Agricole Regionale este persoana juridică, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, care practică activitate de întreprinzător în domeniul agricol pe teritoriul Republicii Moldova și are sediul în area de activitate a Camerei Agricole regionale respective. Și conform următorilor date, deține cel puțin 2 hectare de teren agricol arabil, cel puțin 1 hectar de teren ocupat de culturi perene sau legume de câmp deschis,
cel puțin 0,1 hectare de legume pe teren protejat, ori un număr de animale mai mare decât cel prevăzut în legea 221 privind activitatea sanitară veterinară pentru exploatațiile non-profesionale. Este vorba despre legea zootehniei și numărul de animale pe care trebuie să le ții ca să capeți o formă juridică de activitate. Fermierul poate fi membru doar al unei camere agricole regionale. Calitatea de membru al Camerei Agricole Regionale încetează în cazul în care membrul Camerei Agricole nu mai întrunește condițiile prevăzute mai sus. Cotizația de membru. Finanțarea Camerelor Agricole va fi realizată inclusiv din contul cotizațiilor de membru, achitate anual, în mod obligatoriu de către membrii acestora. De ce trebuie de făcut acest lucru? Pentru ca a susține activitatea Camerelor Agricole și pentru a asigura costurile și cheltuielile de funcționare ale acestora. Cu o cotizație, din punctul meu de vedere, cât se poate de mică, agricultorul va beneficia de un suport extraordinar de mare, în primul rând informație, cunoștință, după care de măsuri de subvenționare. Eu cred că prin intermediul camerelor agricole noi vom introduce în circuitul subvenționării un număr foarte mare de agricultori care astăzi sunt total în afara oricărei legi și în afara subvenționării în sine. Eu vorbesc despre mii de agricultori care astăzi nu au nicio formă juridică și urmează să-și organizeze această formă juridică și care ulterior vor beneficia de măsuri de subvenționare atât din partea statului cât și din fondurile de preaderare. Pentru că fondurile de preaderare sunt țintite pentru toate tipurile de agricultori care încă urmează, din punct de vedere juridic, să finalizăm procesul de organizare ale lor. Și în finalitate noi vom avea în Republica Moldova, ceea ce nu este astăzi, vom avea activitate non-profesională, atât pe domeniul zootehnic cât și domeniul vegetal, după care vor fi fermele de familie și după care vor fi întreprinderile mici și mijlocii, conform legii contabilității. Deci asta este partea juridică, care sper că până la sfârșitul lunii martie se va constitui sub o lege votată în a doua lectură din Parlamentul Republicii Moldova și care urmează să se regăsească ca și formă juridică de asociere în camerele agricole. Deci astăzi noi vorbim despre o debandadă totală pe dimensiunea organizării juridice a agricultorilor și rezultatul este pe măsură. Vedem sărăcie la stânga și la dreapta, anume pe dimensiunea agriculturii și lucrul ăsta evident că nu mai poate continua pentru că noi suntem într-o concurență acerbă astăzi, regional și global, cu toți ceilalți agricultori și fermieri care au formele juridice deja stabilite și sunt într-un proces de dezvoltare continuă. Cotizația va fi realizată inclusiv din contul cotizațiilor de membru, achitate anuală, în mod obligatoriu. Mai departe, camerele agricole pot diferenția mărimea cotizației achitate de membrii săi la stabilirea acestei ținându-se cont de următoare: forma juridică de organizare, cifra de afaceri, tipul de cultură sau specii de animale, dimensiunea exploatației agricole. Deci, camerele agricole, agricultorii în sine, va fi o cotizație minimă, dar însăși agricultorii, ei de sine stătător absolut, la adunarea lor, pot decide ca să diferențieze tipurile de plăți sau suma plătită de către unii agricultori sau alții. Obligativitatea calității de membru a camerelor agricole pentru fermieri care îndeplinesc condițiile stabilite de proiectul de lege derivă din practica generală comunitară, care va aduce beneficii consistente și accesibilitatea fermierilor la servicii gratuite oferite de către cameră. Inclusiv și vorbim despre subvenții, care vor fi accesibile numai celor care sunt membri a camerelor agricole. Eficiența și utilitatea camerelor agricole, să facem o comparație din Uniunea Europeană. Procesul de aderare Republicii Moldova la UE implică preluarea unor practici sustenabile de guvernanță și organizarea sectorului agricol axat pe un dialog permanent și continuu dintre toți exponenții comunității agricole. Deci accentuez, dialog permanent și continuu dintre toți exponenții comunității agricole. Politicile duse de către Ministerul Agriculturii pentru agricultură trebuie să ajungă la toți agricultorii din Republica Moldova. Absolut la toți. Din cel mai îndepărtat sat din Republica Moldova, politicile și posibilitățile pe care le oferă astăzi statul trebuie să fie cunoscute. Și, din păcate, nu se întâmplă astăzi așa. Sau nu avem asociații de profil, sau nu avem un mediu asociativ pe intermediul căruia acești agricultori s-ar putea informa. Și oamenii aceștia sunt în afara oricărui cadru juridic de funcționare, de existență și de suport din partea statului. Lipsa verigii de comunicare dintre fermieri și sectorul public poate crea și creează deficiențe în procesul de adoptare a deciziilor ce vizează interesele fermierilor.
afectând astfel atât calitatea politicilor publice aprobate, dar și procesul de implementare a acestora. Ce înseamnă asta? Politicile Ministerului Agriculturii trebuie să fie axate pe necesitățile agricultorilor din Republica Moldova. Și procesul de implementare este făcut de către agențiile subordonate Ministerului Agriculturii, dar trebuie să fie comunicate și informate și cunoscute și de către agricultori. Deci, iarăși, această modalitate și această verigă astăzi din comunicarea noastră lipsește. Pentru că, repet, chiar dacă avem asociații de profil, numărul agricultorilor care fac parte din aceste asociații profesionale este încă, din punctul meu de vedere, unul foarte mic. Vorbim și despre experiența statelor. Camera Agricolă există în Austria de peste 100 ani. Germania, Lituania, Slovenia, în toate aceste camere, în toate aceste țări funcționează camere agricole. Ungaria, la toate întâlnirile în care am participat, am pus întrebarea despre camerele agricole și toți, unanim, au spus că camerele agricole este modul cel mai bun și profesionist pentru dezvoltarea modului de asociere a agriculturii la etapa actuală. Evident că noi vorbim despre eficiența în utilizarea camerelor agricole, procesul de adoptare a deciziilor și de promovare a intereselor fermierilor în raport cu statul și instituțiile sale. Atunci când vorbim despre politicile elaborate, inclusiv cunoaștem cu toții că Republica Moldova a intrat într-un proces de aderare, avem un ministru, un vicepreministru care se ocupă de promovarea și este și șeful delegației de negociere la Uniunea Europeană. Ministerul Agriculturii este inclus în lista ministerilor care participă la negociere de sine stător împreună cu acest domn, cu această doamnă vicepreministru. Dar ca noi să fim eficienți atunci când vom vorbi despre procesul de preaderare, negocierea cotelor și tot ce ține de agricultură, Ministerul Agriculturii trebuie să aibă lângă el în procesul de negocieri și discuții agricultorii. Toți, de la mic la mare. Și evident că acest lucru poate fi făcut în exclusivitate prin două modalități. Camerele agricole, care vor reprezenta interesele agricultorilor și asociațiile de profil. Aceste două identități juridice vor fi incluse plenar în activitatea de negociere, discuții, pe tot parcursul de negociere până la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Evident că, din practică, vreau să vă spun că România a aderat la Uniunea Europeană în 2007. Pentru atât administrația publică locală, cât și pentru agricultori, s-au deschis o mulțime de oportunități, fonduri de, deja după aderare, subvenții și procesul de absorpție a acestor fonduri a fost una extrem de redusă de la început, până când la nivel de guvern s-a luat decizia creării așa numitului Minister al Absorpției Fondurilor Europene, care a impulsionat extrem de mult procesul de absorpție a fondurilor și astăzi România cred că are peste 70%, ceea ce și-a arătat o eficiență foarte mare. Adică prin crearea camerelor agricole, eu cred că noi vom ajunge la o eficiență foarte mare în proces de absorpție a fondurilor de preaderare, de care Republica Moldova evident va beneficia. Totul este în favoarea și în susținerea agricultorilor din Republica Moldova. Pe această cale vreau să vă informez că după prima lectură, când va fi votat în Parlamentul Republicii Moldova, Ministerul Agriculturii va avea un amplu proces de consultare în aceste 10 locații și repet încă o dată, noi ne vom întâlni cu agricultorii, noi vom informa agricultorii, vom lua listele de la IPA și vom chema și nu numai pe ei, dar pe toți agricultorii din ei sunt arondați după cum se știe. Spre exemplu, la Camera Agricolă Regională Chișinău vor fi agricultorii din Ialoveni, Strășeni, Criuleni, Aneni Noi, Dubăsari. La Camera Agricolă din Bălți vor fi Glodeni, Bălți, Râșcani, Făleși, Drochia, Sângerei. La cei din Hâncești, Hâncești, Cimișlia, Leova. La cei din Florești, Florești, Soroca, Șoldănești. La cei din Iedineți, Iedineți, Briceni, Ocnița, Dondușeni. La cei din Orhei, Orhei, Telenești, Rezina. La Ungheni, Ungheni, Călăraș, Nisporeni. La Cahule, Cahul, Taraclea, Cantimir, Vulcănești. La Căușeni este Căușeni, Ștefan Vodă. Și la Comrat este Comrat, Cedrlunga și Basarabeasca. Deci, evident că noi vom invita la întâlniri cu toată lumea, cu toate discuțiile se vor duce pe parcursul la două luni de zile,
Ministerul este deschis pentru a recepționa propuneri, amendamente, discuții, pentru a îmbunătăți proiectul, pentru a veni cu părerea agricultorilor. Evident că în urma discuțiilor se vor aduce îmbunătățirile cuvenite, dacă o să fie cazul, a acestui proiect de lege. Dar el va fi votat în a doua lectură, numai după finalizarea, în totalitatea sa, cu discuțiile extrem de largi și extinse, cu asociațiile profesionale și cu agricultorii din raza viitoarelor camere agricole regionale. Deci pe această cale vreau să mulțumesc pentru tot până etapa actuală.